Doamnelor și... 3, 2, 1... Doamnelor și domnilor, Emil Drăgan de la Teatrul de Magie. Bine ai venit! Salutăm și balerina! Stefania, bănica, balerina noastră! Măi, din alte vremuri, mie îmi place, e altceva. Fii foarte atent! Da! Pentru că noi la Teatrul de Magie am spus că ne axăm pe Academia de Magie, copiii învață trucuri. Bă, dacă pot ai amici, pot și eu! Ce crezi că primește un copil în prima zi la Academia de Magie? Ce prime? O baghetă! N-am vorbit nimic înainte, uite și-a știut. O baghetă de magician. Fiecare copilaș primește o baghetă, da. Și părintele îl transformă într-un animăluț. Să spunem că tu ești copilașul. Eu sunt copilașul, tu ești părintele, da? Am primit bagheta magică pe dimensiunea părintelui, adică cam atât. Și acum am să încerc să te transform într-un... Spune-mi tu în ce animăluț să te transform, dar puțin mai pașnic de la magie, ai văzut cum? Într-un măgar! Tu ai văzut măgar la magie? Eu nu. Ceva mai de la noi, mai porumbei avem? Într-un cocoș? Să zicem, într-un iepuraș încercăm. Într-un iepuraș? Da, să nu încep să fugi pe acolo, da? Rămâi aici. Stai drept, te rog, te uiți înainte. Unu. Ultima dată n-ai și știi ce l-am transformat. Doi. Trei. Și... Da, cred că este numai bine Răzvan, iepurașul de serviciu. Uite, îți stătea foarte bine. Bineînțeles că este o glumă. De-abia acum urmează momentul. Momentul adevărat, de-abia acum urmează. A, de-abia acum, da. Mie-mi place să-mi dai și mie la acasă. Fii foarte atent. Am niște idei. Uite, am un animăluț simpatic pe care îl prezint și copilașilor noștri de la Academie. Și înăuntru, mă duc pe partea asta, fii foarte atent, se află... Știi unde se află? Cățelușul meu simpatic pe care l-am adus și îl cheamă... cum îl cheamă? Ce nume îi dăm? Bubu. Bubu, fii foarte atent, îl punem pe Bubu înăuntru aici, în căsuță, să vedem dacă stă cu minte de tot. Ia să privim. E aici. E aici. Și acum, ce mănâncă, gândește-te că ești copilaș, ce mănâncă cățelușul? Ce mănâncă? Oase. Oase.
Am pregătit și eu oasele aici. Aici avem albastru, roșu, galben, verde. Aici. Verde și așa mai departe. Da, mai lăsăm multe aici niște oase. Cine acum poate oase roade. Fii foarte atent. Ce avem de făcut? Am da aici toate oasele colorate. O pas mai în față, te rog. Și acum o să închizi ochii și o să bagi mâna înăuntru și alegi un os. Stai la comanda mea. Bagă mâna, ia unul singur, să nu vadă nimeni ce ai ales. Unul singur. Pune-l la spate după ce ai ales. Perfect. Ia să vedem ce culoare ai ales. Ia să vedem. Roșu. Sigur n-ai luat altul? Nu. Roșu. Ah, bine. Dacă ai ales osul roșu, fii atent, pentru că pe planșa cu oase de mai devreme, da, lipsește culoarea. Roșu. Și acum vine întrebarea de final. Unde este osul roșu dacă a dispărut și de aici? Ei, să nu-mi spui că e la câine! Ei, hai să ne uităm împreună. Atenție mare, cățelul nostru, îl scoatem de aici. Să vedem. Osul este exact aici, la cățelușul nostru. Bă, extraordinar! Îți mulțumesc mult că ai făcut... Păi, dar cum a făcut-o? Ai transformat în rol de copilaș. Îi așteptăm pe absolut toată... pe toți părinții și pe toți copiii la da? Academia de Magie. Unde pe teatrudemagie.ro, la Teatrul de Magie, normal. Da? Dacă intrăm pe site, acolo avem și programul spectacolului în decembrie, spectacole pentru copii. Și bineînțeles, cu Academia de Magie mergem mai. Unde e Teatrul de Magie? Teatrul de Magie într-un sediu temporar la Universitatea Populară Dallas, unde încercăm să ne desfășurăm spectacolele și mari și mici, și pentru copii și pentru adulți. Teatrudemagie.ro, acolo găsiți mai multe amănunte despre ce fac domnii acolo. Magicianul Emil Dragan pe Facebook, găsiți parte din numerele prezentate și la Neața și poate idei de petreceri. Ăsta cu cine poate oase roade, ați văzut, rămâne numărul meu. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu foarte mult! Salutări balerinei! Ștefania Bădică vă mulțumește! La revedere! La revedere!